Ziua Eroilor Marinari s-a sărbătorit și pe mare, la bordul navei școală Mircea, printr-o ceremonie de comemorare. A fost oficiată slujba de pomenire, iar doamna dr. Mariana Povoloiu a realizat o scurtă incursiune în istoria Marinei, un elogiu adus eroilor marinari. S-a reluat o frumoasă tradiție din 1990 încoace, aceea ca de ziua Sfânta Înălțării să fie comemorați eroii neamului. Marina Militară îi comemorează la Cozia, unde e mormântul amiralului Măcelariu, îi comemorează acolo unde au luptat ei, pe mare, îi comemorează pe Dunăre. Astăzi, la bordul navei școală Mircea, au fost comemorați și reiterată participarea lor la războiul de independență, la primul război mondial, la războiul cel de-al doilea mondial. Este tributul de sânge pe care l-au dat marinarii de-a lungul timpului, de-a lungul celor 155 de ani de forțe navale române, și pentru ei ne rugăm să le fie somnul lin, așa cum ne rugăm și pentru cei trei eroi ai marinei căzuți în decembrie 1989. În mare au fost aruncate o ancoră de flori din partea Academiei Navale Mircea cel Bătrân și echipajului navei școală Mircea și o coroană de flori din partea reprezentanților Colegiului Național de Apărare.